Partidul Național Liberal va sesiza CCR după ce majoritatea din Parlament a aprobat proiectul de lege al înființării Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Citește și, alertă Meteo 7 județe din țară, sub cod galben de furtună PNL va sesiza Curtea Constituțională a României pe legea prin care astăzi PSD-ALDE au dat cea mai puternică lovitură economiei naționale românești, prin înființarea așa zisului Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții. Este cel mai mare tun care se pregătește patrimoniului de stat din ultimii ani. Această lege încalcă principiul bicameralismului, în sensul că la Camera Deputaților au fost introduse în lege noi companii, pe lângă cele inițiale, care urmează să intre sub administrarea acestui fond mamut, companii care nu au primit și votul senatorilor. Așadar, din start, legea are un caracter neconstituțional. Citește și șefa DNA, Laura Codruța-Covesi, audiată timp de 2 ore la CSM. Ce acuzații îi se aduc, legea încalcă și art. 135 din Constituție, care consacră faptul că România este economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurentă. Cel mai grav este faptul că prin această lege se încalcă și art. 136 din Constituție. Deoarece proprietate privată a statului este transferată în proprietatea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, iar statul va fi pus în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția sa principală de a proteja interesele naționale ale românilor. Curtea s-a pronunțat de mai multe ori în această chestiune. Legea sfidează toate regulile economiei de piață funcționale și ale concurenței libere, a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.